Valiza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii. Cele 12 luni. Poveste populară slovacă. A fost odată o femeie care avea două fete: Marușca, fica sa vitregă, și Holena. Marușca era mai frumoasă decât Holena, și de aceea femeia o punea toată ziulica la muncă. Săraca fată nu avea viață bună în casa mamei sale vitrege. Într-o iarnă, Holenei se făcu dor de mireasma violetelor. O chema -a dar pe Marușca și porunci să-i aducă de grabă un buchețel. Nu-i păsa că toiul iernii și că biata Marușca nu avea de unde găsi aceste flori de primăvară. Marușca, tristă ca vai de ea, trebuie să pornească prin zăpadă și ger, fără să știe încotro ar trebui să o ia. Merse ce merse, și zări o luminiță. Se îndreptă spre ea și ajunse în vârful unui munte. Un foc mare ardea acolo, iar în jurul lui stăteau 12 bărbați. Aceștia erau cele 12 luni ale anului. Ianuarie stătea deasupra tuturor cu un toiag în mână. Marușca își făcu curaj și le rugă frumos o lase să se încălzească. Inima ei bună o făcea să devină plăcută pentru cei ce o întâlneau. Ianuarie o pofti alături și o întrebă ce vânt o adusese pe acele meleaguri. Fetița îi povesti cu multă tristețe despre sarcina ei imposibilă de a căuta violete în toiul iernii. Ianuarie zâmbi îi cedă toiagului martie. Atunci copaci în muguriră, iar pământul se acoperi cu violete. Era primăvară. Marușca fericită culese un buchețel și le mulțumi. Ajunsă acasă, Holena o întrebă unde le-a găsit. Iar buna copilă îi spuse. Pe lângă bunătate, fata mai era și sinceră. Nu știa să ascundă sau să fie vicleană. Nu trecu mult timp și holenei îi se făcu dor de niște căpșuni. Era obișnuită să îi se facă toate poftele fără să se gândească la cum să și obțin lucrurile. Își chemă sora și porunci să-i aducă. Marușca ieși deznădăjduită, dar zări din nou luminița și ajunse la cele 12 luni. Ianuarie îi ascultă istorioara și îi întinse toiagul lui Iunie. Acesta luă și copaci în frunziră. Era vară. Pe jos era plin de căpșuni. Copila culese un coșuleț, mulțumit și porni spre casă. De cum intră, Holena și maică sa luară fructele și le mâncară. Nu peste mult timp, holena îi porunci fetei să-i aducă mere roșii. Copila merse și le spuse pățanea celor 12 luni. Era tristă, dar nu uita niciodată să vorbească frumos și politicos. Ianuarie i-a întins toiagului septembrie. Acesta luă și zăpada a început să se topească. Copacii erau acoperiți acum cu frunze galbene. Era toamnă. Copila văzu măr, îl scutură și luă cu dânsa două mere. Holena și mama sa le mâncare pe dată iar fata fu atât de încântată de cât de delicioase erau merele, încât se hotărâ să meargă ea însă și să mai culeagă. Urcă așadar muntele și ajunse la focul cel mare unde și încălzi mâinile fără să-și ceară voie. Proasta ei creștere și aroganța ieși la iveală. Ianuarie o întrebă încruntat ce dorește, dar copila a spuse să-și vadă de treabă. Atunci Ianuarie își roti toiagul și începu să ningă cu fulgi mari. Holena nu vedea nici la doi pași în față. Mâinile și picioarele îi erau înghețate. În acest timp, mama ei o aștepta. Văzând că nu apare, porni în căutarea ei. Fiind prea frig, înghețară amândouă. Astfel, Marușca scăpă de ele și trăie liniștită și fericită în căsuța ei. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.